făcut? M-am dat în bărci. Ați intrat în casele oamenilor să furați? Nu. Nu sunteți vinovat? Nu sunt vinovat. Atunci ce v-au reținut? Că așa a vrut. Ați furat laptopuri? Nu. Deci nu aveți nicio vină? Nu. Sperați să fiți eliberat? Nu. Nu vreți să fiți eliberat? Aș vrea să fiu eliberat, dar n-am șansă. Tânărul de 22 de ani din Rovinar este acuzat că a făcut naveta la Târgu Jiu ca să fure din 11 locuințe. Urmarea probatorului administrat, polițiștii Biroului Investigației Criminale din cadrul Poliției Municipale Târgu Jiu au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 22 de ani din orașul Rovinar, suspectat că în perioada august-octombrie 2012 a comis mai multe furturi din locuință. Anchetatorii au stabilit că suspectul obișnuia să fure bunuri de mici dimensiuni, dar de valoare. Bijuteriile și laptopurile erau printre preferatele sale. Nu este exclus să existe mai multe victime, motiv pentru care cercetările vor continua în acest caz. Rovinăreanul a fost audiat astăzi de procurorii de la parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, care vor decide dacă îl vor prezenta în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă să petreacă până la 15 ani după gratii.